A nins destul de mult ieri în Dobrogea, chiar dacă meteorologii au anunțat cod galben doar până la ora 20, vântul a suflat cu putere toată noptea. În zona localităților Mereni, Osmancea și Topraisare, zeci de mașini au fost oprite de polițiști și nu au mai fost lăsate să înainteze după ce două tiruri au derapat și au blocat drumul. De la ora 8 sunt aici. Și deja e ora 12. Ceasul 1, ce e, fără 10. Și... ați avut căldura, ați avut ceva, trebuie, nu știu, cum ați rezistat? Ce? Motorul pornit? Dar ce vi s-a spus? De ce nu vă lasă să mergeți? E blocaj, nu știm ce e încolo. Am și nu mai am decât 7 km de făcut, da? Stai, da, există vreo speranță să plecați în momentul ăsta? Asta nu cred. Nu cred, fratele meu a fost la 3 km de Amzacea și de-abia acum a ajuns. Sunt de 3 ore jumate și nu se face nimic, ridică neputincioși de numeri. Oare chiar așa în secolul 21 stăm o noapte întreagă? Uitați-mi, se termină benzina în copil de 3 luni. Este un blocaj, sunt câteva tiruri de-a curmezișul pe șosea și momentan stăm pe loc. De la ce oră s-a luat decizia? În jurul orilor 18. În tot acest timp, utilajele de dezăpezire au patrulat în zonă și au curățat carosabilul, însă din cauza viscolului, unul dintre ele a fost aruncat într-un șanț. Condiții grele de iarnă, cum să fie? Suntem pregătiți, facem față în orice moment. Sunt mașini blocate? Am înțeles că mai sunt acolo niște mașini blocate de la colegii mei, a făcut nemet și... au derapat, sunt în șanț, nu știu, n-am ajuns până acolo să văd care e situația. Cât ați patrulat pe străzi? Pe ce lungime mergeți? Păi mergem de la Gigea până la Topraisar. Greu s-a circulat și în municipiul Constanța, iar din cauza poleiului, mai multe persoane s-au ales cu fracturi sau entorse. Gheața nu o să dispară însă prea curând. Meteorologia anunță temperaturi deosebit de scăzute, mai ales în cursul nopții, iar în weekend minimele pot ajunge până la 11 grade Celsius.